Întreținerea roilor necesită o atenție mai mare. Coloniile cei mari au adus suficient mâncare și acești roi, fiindcă ei fac mai mult puiet decât aduc mâncare, s-ar putea să nu aibă mâncare. Și verific acum, după ce am văzut că cantitatea de varroa este mică, iată această agitație a coloniilor de albine, înseamnă că mâncarea e pe aici colo. Dar vom vedea, voi vedea imediat. În funcție de ce miere are el prin sup, am să-i aduc. Am să-i aduc mâncare. Albina a crescut în cantitate. Dacă varroa este ținută sub control bine, atunci nu mai ai probleme cu decât cu hrana. Acest lucru îl voi face acum. Matca a depus aici ouă. Mierea asta, să știți că nu e suficientă pentru acest roi. El este în expansiune. Vrea să mai crească, din câte văd eu, că altfel n-ar depune ouă pe ultima ramă. Am să mă duc la o familie mare care culege miere, nu știu de unde, dar culege. Este un pic agitată. Mâncarea e la limită, fără o ramă care să-i asigure hrana constantă, dar avea și miere suficientă. Are miere, credeam că nu are. Pare în regulă, așa că doar ce să-i face. Are un stil din ăsta mai agresiv. Cum nu umbli de ăsta ei, nici nu știe că cine ești. Pare ciudat acest lucru, dar cam asta se întâmplă. Deci să punem formic. Am crescut un pic cantitatea de formic. Voi da, în loc de 2 ml, voi da 4. Arată bine acest roișor. Îi dăm un formic și lăsăm în pace. Moșul s-ar putea să-i las un pic de colț, un pic de aer și lui, dar n-ar fi nevoie. Bun. Cam asta e la acest roi. Voi trece la următorul. Trecem la următorii și prima dată notez pe cei care i-am controlat, fiindcă a primit miere, unul dintre roi a primit o ramă cu miere și îi notez. Deci astăzi suntem în o dată, punem data respectivă și notăm că colonia respectivă a primit miere. După ce a primit miere, notăm și cealaltă n-a primit 14 am. Și notăm că totul este în regulă.
teoretic nu prea mai trebuie să umbli la ei, la roișor. Atâta că trebuie să vin să le pun acest formic odată la 10 zile. E un tratament, se pare că foarte bun. Adică schema de tratament e foarte bună, că dacă dai odată formic nu înseamnă că ai scăpat de varroa. Nici la această colonie n-am mai umblat de ceva timp. Am 2 săptămâni. Ăsta e frumos. Ăsta s-a dezvoltat frumos singur, așa. Iată ce mamos este. A un pic de agresivitate, dar asta este. E căldura asta, jenate, dar dacă dai cu fum și se retrag, nu este nicio problemă. Aici e un stup care se poate extinde. Este loc, dar nu-i nevoie din câte văd eu. Bun, verific mâncarea. Mâncarea este tot ce trebuie să verificăm. Așa. Prima ramă teoretic e de acoperire, dar dacă faci asta nu este miere, trebuie să aducem o ramă cu miere în partea cealaltă. Trebuie să mă uit până în capăt să văd exact care e cantitatea lui de miere. Și agresivitatea asta ușoară la o colonie poate fi dată de lipsa de mâncare. Cantitățile mari de puieri și mierea puțină, vă dați seama că nu prea se pupă el. Foarte puțină mâncare. Aici o ramă cu miere o să fie binevenită. Nici n-ar necesita să mă mai uit mai departe. Sunt flămânde, dar le aduc acum o ramă cu mâncare și foarte flămânde, nici n-are rost să mă mai uit. Bun, mă duc să le aduc o ramă plină cu miere. Asta înseamnă, cu agresivitatea asta ușoară, asta a însemnat, mă, dă-ne mâncare, ce faci, nu ne aduci mâncare? 30 de secunde să aduc o ramă cu miere. Deci coloniile care sunt mari și lucrează, ele și-au adus miere. Iată aici are păstură, miere. Și punem, deci miere căpăcită frumos. Acum are și ea miere și această colonie va avea mâncare. Este foarte important, dar să știți că nu ajunge. Așa. Foarte, foarte fain. Îmi place foarte mult cum arată. Agresivitatea asta ușoară mi-a dat de înțeles imediat că nu are mâncare. Tocmai de aceea verifici aceste mici colonii să le dai de mâncare. Dacă vrei să
fie totul bine. Îi dăm și lui formic, tot așa cu 4 ml. Tot 4 ml. Mâncare au și totul este în regulă. Nu mai avem treabă la aceasta, cel puțin un timp. Acum problema este că și dacă nu are mâncare, nu va putea pleca la cules, că n-are cum. Venim la un alt roi, să îl văd pe ăsta. Aici ai lucru mai interesant. Știu că i-am adus lui miere data trecută. Dacă nu are, i-aduc și lui, nu-i nicio problemă. De aceea sunt aici să îi aduc mierea. Să aruncăm o privire. Deci aici știu că i-am adus o ramă cu miere. Dacă n-a consumat-o, rămâne în stadiul în care este. Nu fiți rele. Nu fiți rele, că vă verific imediat. Să vedem ce probleme aveți. Teoretic au propolizat frumos. Foarte fain au propolizat totul. Aici au zidit tot. Ele știu mai bine de cum își organizează cuibul. Ei, după ce aduce acea ramă cu miere, se echilibrează colonia. Își aduce și ea după aceea. Aici nu avem. Își aduce numai să aibă de la ce să aducă. Aia este important, să aibă de la ce să aducă. Dacă nu are, atunci nu are. Frumos. Adică nu vreau să vă stric eu construcția asta, dar trebuie să o văd cu el. Puiet, larvar, ouă, totul în regulă, nici nu avem de ce să mai deranj. Deci, mutați-vă că vă dau construcția la loc. Construiți voi mai departe. Nu am pus diafragmul ăsta, era mai la liber așa. Era mai la liber, i-am pus miere, că era flămând. Nu știu dacă am arătat această ramă. Miere. Iată ce fain. Au mâncat. Deci asta mă interesează. Frumos. Trebuie să-i pun o diafragmă ca să se acumuleze un pic căldura. Acum o să fie mai bine.
Mă uitam că mulți își pun puietul acela pe striți, dau vina pe puietul văros, dar și varoa are, să zic așa, meritele lui. Și varoa are meritele lui în cazul puietului pe striți, fiindcă dacă albina simte, acolo albinele se înscoasă mai repede afară, mai ales cele cu aripile roase. Să vă uitați bine pe rame, să vedeți acolo dacă găsiți albine cu aripi roase. Deci cam asta este cu îngrijirea roilor la această dată. Cu timpul, sau măcar o dată la 10 zile, trebuie verificată colonia respectivă, în general, din cauza lipsei de miere. Acesta ar fi un factor important, deci lipsa hranei. Aceste colonii nu prea suferă ele de cald, sunt mai mult la umbră. Cele care sunt la soare, poți să le lași. Bun, cam atât în acest film. Până la următorul, numai bine!